din bunică, să știm la întrebări. V-ați spălat după aceste două minute, ultimele două minute? Nu, nu doar după acestea, după începutul de campionat, pentru că nu ne așteptam la un astfel de început la aceste rezultate și după fiecare meci am fost supărat. Care este starea pe în acest moment pe vestiar? Încercăm să trecem cât mai repede peste aceste meciuri, peste meciul cu Steaua, a fost ultimul și a fost și cel mai urât rezultat. Încercăm să ne antrenăm bine, să ne mai grăbim și odată cu meciul de la cu viitorul să facem un rezultat bun și să aducem primele puncte de acasă. Alin, unde de echipa care am trecut în viitor la Tel Aviv și la Praga? Jucătorii sunt aici la echipa? Suntem destul de mulți jucători din acea echipă. Nu știu, o echipă are și momente bune și momente mai proaste. Acum numai să ne unim și să începem să trecem peste. Întrebarea, sunteți uniți? Da, eu zic că da. Am văzut după acest rezultat urât, chiar a fost un rezultat urât pentru noi ca jucători, ca și echipă și am încercat să ne ajutăm în termenul să trecem peste. Pentru că, cel puțin eu și mai mulți dintre noi și această echipă nu s-a mai întâlnit cu un așa scop. Zice, se vorbește prin oraș că jucătoria s-a votat puțin în antrenorul sau că nu treabă cu antrenorul. Nu, nici nu așa ceva. Este antrenorul nostru, este un antrenor pe care îl placem, un antrenor care ne dă plăcere la antrenament, facem cu mingea foarte mult, facem antrenamente frumoase, nu cred că este vorba de așa ceva. Meci cu viitorul? Un derby al suferinței? Nu, nu este un meci al suferinței, este un meci normal de campionat, este început de campionat și nu putem să vorbim de meci al suferinței. Cred că o să facem un meci bun și o să aducem primele trei puncte acasă. Trei jucători noi, antrenor nou. Nu contează asta. Contează să ne revenim noi și să facem un meci bun. Pentru că până acum nu am făcut meciuri așa cum trebuie. Echipa de sub necomodă și de necomodă. Da, echipă care alergă foarte mult cu jucători tineri și dornici de rezultate. Chiar dacă nu au avut un început bun, sunt jucătorii cu valoare. Când sperați sau când crezi că veți avea din nou stadion plin? Noi sperăm de la meciul acesta, dar cred că nu se va întâmpla în stadion. Bine, nu am avut mai niciodată un stadion plin, dar cât a fost destul de bine. Nu știu ce se va întâmpla concret până să fie așa foarte multă lume. Viitorul am venit aici, în retur. Vreau să vă luați de la nu, a fost un meci foarte greu, dar chiar am vorbit despre el. Un meci greu, un meci care și puteam să pierdem și puteam să câștigăm. Sunt jucători foarte buni. Mulțumesc!